Bună ziua, domnilor și domnilor, bun găsit la ediția emisiunii de astăzi, interviul zilei. Vorbim astăzi cu managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, domnul Ion Cepoi. Bună ziua! Bună ziua, Daniela, și mulțumesc pentru oportunitatea de a spune ce a mai realizat Centrul Județean în perioada asta. O lună destul de bogată, luna octombrie, în evenimente, în activități culturale pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. Mă refer aici la Festivalul de Umor Ion Cănăvoiu, Gorj Fest, dar și lansarea revistei Jiul de Sus. Da, am încercat în continuare și tu știi foarte bine lucrul acesta, să ne respectăm agenda pe anul acesta și pe fiecare lună, în măsura în care lucrul acesta a fost posibil. Este adevărat că odată cu dispariția contactului direct, odată cu imposibilitatea practică de a realiza evenimente culturale care să se adreseze pe viu, să spunem, beneficiarilor noștri, lucrurile nu vreau să spun că au scăpat de sub control, dar evident au căpătat altă conotație. A trebuit, așa cum spuneam și cu alte prilejuri, să încercăm să ne adaptăm situației de fapt din momentul acesta și iată, am reușit ca aproximativ 80-85% din evenimentele pe care le concepusem ca făcând parte din calendarul nostru de activități să poate fi desfășurate. Marea majoritate a evenimentelor s-a desfășurat evident în mediul online și aș vrea să fac o precizare, anume aceea că dacă centrul nostru în anii trecuți avea un segment de beneficiari pe zona online de aproximativ 5%, în momentul acesta putem spune că am reușit să câștigăm un segment, aș spune chiar uriaș, pentru ceea ce ar reprezenta posibilitățile noastre reale. Un segment care, repet, datorită unor circumstanțe pe care le cunoaștem cu toții, era mai mult sau mai puțin conectat la ceea ce încerca Centrul Județean pentru Conservare să propună ca manifestări, să susțină și să organizeze. Câștigul acesta este imens. Și în momentul în care lucrurile vor intra într-o anume variantă de normalizare, cred că ar fi bine să îl păstrăm. Pentru că este un mod prin care, deopotrivă, reușim să mediatizăm și să promovăm imaginea culturală a Gorjului, poate chiar mult mai bine decât în mediul real, în circunstanțe reale, și, pe de altă parte, evident, să crească vizibilitatea profesională și culturală a centrului nostru. Așadar, sunt lucruri pe care le-am câștigat, sunt lucruri pe care le-am pierdut. Vorbeam de un anume procent al evenimentelor care nu s-au desfășurat. Afirm lucrul acesta cu toată responsabilitatea. Ele nu s-au desfășurat aproximativ un 10-12% din total, nu datorită reticențelor centrului, ci datorită faptului că unii dintre partenerii noștri, și mă refer aici la primării și consilii locale, din motive financiare sau din alte motive, au renunțat la a organiza respectivul eveniment. Deci, dacă ar fi, deși poate este încă de vreme,
Dacă ar fi să tragem niște concluzii, aș spune, fără niciun fel de falsă modestie, că noi ne-am făcut datoria. Modul la care centrul s-a adaptat acestor circumstanțe demonstrează faptul că o instituție de cultură poate să existe și poate să reziste dacă vrea și dacă are oameni în structură, în structura ei, oameni deosebiți, așa cum am eu norocul la Centrul Județean de Conservare, lucrurile pot să decurgă aproape de normalitate. Foarte multe evenimente care au avut loc online au beneficiat de o participare mare din partea publicului. Mă refer aici la Festivalul Național de Umor Ion Tănăvoiu. Foarte, foarte multe plicuri am primit pe mail. Așa este, Daniela. Asta demonstrează că noi am gândit bine lucrurile. În sensul că am hotărât împreună, toți cei de la centru, să nu renunțăm la prietenii noștri, la beneficiarii noștri, la cei care de-a lungul anilor au avut încredere în noi, în capacitatea noastră de a asigura jurii cât se poate de profesioniste și fără partipriuri. Este un lucru esențial în activitatea asta noastră. Au avut încredere în evenimentul în sine. Și da, la Festivalul Național de Umor Ion Tănăvoiu au fost peste 100 de concurenți. Ne-am apropiat de numărul de concurenți din edițiile făcute pe viu în anii trecuți. Am reușit în același timp, și asta este de asemenea un lucru bun, să edităm și revista Hazul, numărul special de la această ediție, să realizăm un salon național de caricatură, având privilegiul de a prezenta atât pe viu pentru cine a dorit, dar și online, 6-7 din mari caricaturiști români ai momentului. Și în același timp am avut șansa de a reuși să demonstrăm, așa cum am putut noi și cred că am făcut-o bine, că în Gorj umorul nu a murit, ba dimpotrivă, că lucrurile pot să se așeze într-o anume matcă atunci când se dorește și că, repet, o instituție de cultură poate să existe indiferent de circunstanțe. Caricaturi realizate de Gabriel Bratu, Aurelian Iuliușuță, Cristinel Vecerdea la Salonul de Umor Ion Tănăvoiu. Sunt nume sonore la nivel național în ceea ce privește caricatura. Fără discuție, fără discuție. Și aș vrea cu prilejul acesta să adresez mulțumirile mele personale și sunt absolut sigur că și ale voastre, ale colegilor, lui Regu Șuță, să-i dea Dumnezeu sănătate și să îl văd cât mai repede pe stradă și în alte locuri, pentru că Regu Șuță a fost cel care de câțiva ani de zile este practic curatorul salonelor noastre de caricatură. Și Relu nu a făcut altceva, și încă o dată îi mulțumesc pentru asta, decât să-și antameze prietenii, iar prietenii n-au făcut altceva decât să răspundă. În fapt, după atâția ani de când lucrez în segmentul acesta de viață socială, am ajuns la concluzia că dacă în timp nu reușești să-ți faci prieteni printre creatorii de artă, indiferent de zona artistică în care aceștia creează, nu reușești să devii
credibil ca instituție și nu reușești să faci cu adevărat evenimente care să rămână măcar în memorie pentru câțiva ani de zile. Un alt eveniment care s-a bucurat, spun eu, de o participare numeroasă este Goș Fest, organizat tot în luna octombrie de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Goj. Da, este din martie și până acum este al doilea eveniment organizat pe viu. Primul a fost în iulie, cea de-a treia ediție a taberei de sculptură în lemn, simboluri dacice în arta lemnului din România. Iar Gorșfestul, această a 31-a ediție, care a rămas internațională, spre bucuria noastră, a fost organizat tot pe viu. Este meritul colegului nostru, Teodor Dădălău. Împreună cu el, acum 31 de ani, am încercat să gândim un eveniment care să acopere o nișă neocupată la vremea aceea. Prima ediție a fost un salon național de imagini document care cuprindea fotografie, documentară și artistică și film documentar. În timp, Gorșfestul a căpătat amploare, a ajuns să devină, și îmi permit să fac afirmația asta, nu doar un brand național, ci și un brand internațional, pentru că de-a lungul timpului am avut privilegiul ca la Gorșfest să participe creatori de artă vizuală din peste 40 de țări ale lumii, de pe toate continentele Pământului. Iar anul acesta, pentru că a fost un an special, o doamne și gândisem cu totul altfel această a 31-a ediție, vreau să fie prima ediție de după 30, o ediție cu totul și cu totul specială, dar vom vedea ce va da Dumnezeu în anii următori și poate o să facem încă o dată ceea ce ne-am propus să facem anul acesta. Așadar, Gorșfestul anul acesta s-a structurat pe fotografie, pe fotografie artistică. La Târgu Jiu au venit circa 30 de creatori de fotografie din toată țara. A avut loc vernisajul salonului național de fotografie, Gorșfest. De asemenea, am reușit să tipărim, și acesta este iarăși un lucru bun, un catalog al celei de-a 31-a ediții a Festivalului Internațional de Arte Vizuale Gorșfest, un catalog în care, pe lângă artiștii fotografi din România, se regăsesc și 5, 6, 7 dintre prietenii noștri artiști fotografi din afara granițelor țării. Mai mult decât atât, s-a organizat la sala de expoziții Florin Isuf o expoziție de fotografie cu minunățiile existente într-o locație, și anume este vorba de Salina de la Turda, o demonstrație extraordinară de cum poate să apară și să fie amplificat un brand atunci când se dorește neapărat lucrul acesta. Și o bună parte din expoziție a itinerat la Simeria și ceea ce a reprezentat, cred, un moment de vârf, săptămâna trecută, expoziția a fost vernisată și în interiorul salinei din Turda. Ori lucrul acesta, cred că, în primă și ultimă instanță, a însemnat, dacă vreți, o lovitură de imagine. A însemnat un fel de promovare chiar agresivă
a centrului și a județului Gorj. Pentru că, în mod normal, expoziția va sta câteva luni de zile acolo, în mod normal, Salina din Turda este vizitată de sute de mii de oameni pe an, din țară și din afara țării. Așadar, am reușit să exploatăm oportunitatea aceasta și cred că am făcut bine. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj se ocupă și cu realizarea a două reviste, Crinul Satelor și Jiul de Sus. Da, luna octombrie, în mod tradițional, era luna simpozionului național satul românesc, sat european. Pentru că exact în perioada respectivă, o parte dintre localitățile Gorjului și, din păcate, unele dintre cele în care tradițional se desfășura simpozionul, s-au aflat sub mari semne de întrebare în ceea ce privește indicele de infectare și așa mai departe, ferească-ne Dumnezeu de el. Anul acesta n-am reușit, dar e bine că am reușit și asta, decât să concepem și să tipărim revista Crinul Satelor, ediția 2020. Este o revistă în care materialele respective fac, într-un fel, o arhivare a unor obiceiuri sau tradiții și, în același timp, o revistă în care, începând din numărul acesta, am introdus, să spunem, o rubrică nouă. Anume, începând de acum și în anii care urmează, în fiecare număr al revistei, revista apare anual, o singură dată, în fiecare număr al revistei, să concepem câte o micro-monografie a uneia dintre, uneia sau alteia dintre localitățile Gorjului, în care, să spunem, mediul cultural este cu totul și cu totul deosebit. Anul acesta am început cu localitatea Poloblad, care din punctul nostru de vedere s-a transformat în câțiva ani de zile într-un pol cultural al Gorjului, reușind să îmbine, pe de o parte, ceea ce era tradițional, și mă refer aici la, să spunem, zona de istorie evidențiată, zona de mit și de magie, începând cu peștera Poloblad, cea de credință ortodoxă prin mănăstirea de la Poloblad și cea tradițională artistică netea de la Poloblad. În timp, la Poloblad s-a adăugat tabăra de sculptură în lemn despre care vorbeam, s-a adăugat de asemenea un festival de colinde, s-a adăugat de asemenea, ceea ce este foarte important pentru noi, un festival de folclor pastoral, Cheile Oltețului, și s-au adăugat multe altele, toate acestea permițându-ne nouă să începem cu localitatea Poloblad. Da, sunt foarte multe activități culturale, foarte multe evenimente culturale la nivelul comunei Poloblad, asta și datorită domnului primar Gheorghe Epure, care într-adevăr iubește foarte mult cultura. Fără discuție, fără discuție, și lucrul acesta este evident în măsura în care reprezentanții unei administrații locale sunt deschiși către proiectele noastre, în măsura în care noi, la rândul nostru, suntem deschiși față de proiectele dumnealor, lucrurile merg foarte bine. Dacă ați putea să ne spuneți, să ne oferiți câteva amănunte despre agenda culturală pe 2021, ce aveți în plan, ce proiecte aveți așa mai importante, și dacă tot vorbeam de Poloblad, știu că aveți un proiect destul de important, ca să nu zic foarte, foarte important, Festivalul Național de Teatru Istoric.
Da, sincer să fiu, îmi amintesc cum la sfârșitul anului 2019 un entuziasm cât se poate de debordant am conceput agenda pentru anul 2020. Mai mult decât atât, în ultimele 3 luni ale anului 2019 au început contactele cu creatorii de literatură, de umor, de artă plastică, etc., astfel încât undeva și la luna februarie, marile noastre evenimente și în speță cele internaționale aveau structura și invitații deja stabiliți. Au urmat ceea ce a urmat, revin asupra problemei. Mi-e și puțin frică, pur și simplu, să spun ce proiecte avem pentru anul 2021, pentru că, na, este situația care este. Dar important este că proiectele există. Sperăm din tot sufletul să nu rămână doar pe zona online, sau dacă rămân pe zona online, să rămână, să spunem, până spre sfârșitul primăverii, nu mai mult decât atât. Iar printre aceste proiecte, sigur, se află Festivalul de Teatru Istoric Vatra de la Pologragi, un festival care, sau pe care, dacă vom reuși să-l organizăm așa cum l-am gândit, cred că va adăuga enorm de mult vizibilității culturale, nu doar a Pologragului, ci și a Gorjului și, de ce nu, chiar a regiunii Oltenia. Un festival de teatru conceput pe 3 paliere, anume, un prim palier ar fi, să spunem, teatru cu exemplificare mitică și aici, evident, ne referim la Zalmoxis, și la mitul lui Zalmoxis și la peștera lui Zalmoxis de la Pologragi. Un alt palier ar fi acela al teatrului folcloric și religios și iarăși avem argumente superba și incredibile a mănăstirii de la Pologragi și un palier teatrul istoric în care personalități istorice cu sorginte gorjenească sau cu apropiere mare de zona Gorjului, sunt personaje principale ale unor piese de teatru, fie clasice, fie contemporane. Toată această poveste va fi completată și de prezentarea unor filme istorice, începând iarăși de la Decebal și ajungând, să spunem, până la Ecaterina Teodorescu sau mai departe de Ecaterina Teodorescu, până la regii și reginele României, un festival care să se desfășoare pe platoul din fața Mănăstirii Pologragi, alăturat taberei de sculptură, pentru că este zona cea mai potrivită pentru asemenea manifestări. Am înțeles. Mulțumim mult de tot pentru toate aceste amănunte. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși, că asta contează cel mai mult. Dacă suntem sănătoși, le facem pe toate. Sigur că da, Daniela, și le dorim tuturor și celor care urmăresc postul de televiziune, de asemenea, sănătate. Mulțumim mult de tot. Ați urmărit așadar, doamnelor și domnilor, un interviu cu managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, domnul Ion Cepoi. Eu sunt Daniela Capșa, vă mulțumim pentru atenție.